Era în pustiu, cred că ai mai fi vorbit vreodată de treaba asta, un sat din ăsta care trebuia convertit la creștinism. Și misionarii de obicei sunt oameni de dăruire și de jertfă. Ei se duc acolo, se mută cu casă, cu cățel, cu purcel și stau acolo până ce reușesc ca niște martiri să transforme comunitatea într-un conclav creștin. Și misionarul aproape de pensie, un bătrân cum se cade, s-a dus acolo într-un sat din ăsta, de ce erau ei, beduini, oameni simpli de tot, n-aveau nicio treabă, trăiau prin colibii, mâncau ce aveau. Și ușor, ușor, au început să tragă într-un clopoțel, au început să pună un megafon de ăsta cu baterii care rostea cuvântul Dumnezeu și oamenii încet, încet s-au adunat. Azi unul, mâine altul, mâine altul. Până s-a închegat o comunitate de vreo 10 oameni care, fiind primii, au început să înțeleagă care sunt rosturile Scripturii și a lui Dumnezeu. Și bineînțeles că ei au început și ei să aibă întrebări. Cine-i Dumnezeu? De unde vine Dumnezeu? Cine-i Fiul? De ce s-a răstihnit? De ce s-a născut? De ce avem noi nevoie de mântuire? Ce e aceea mântuire? Și încet, încet, misionarul a creat un mic nucleoaș care fiecare din când în când mai aducea câte unul. Și acum a venit vremea legilor care trebuiau stabilite în conclavul respectiv ca ei să aibă atitudine creștină. A dispărut uciderea, a dispărut desfrâul, a dispărut hoția, a dispărut ura dintre oameni. Toată comunitatea aceea de ce erau ei oameni simpli au zis: Domnule, ăsta e omul lui Dumnezeu. El ne-a adus nouă liniștea aici în habitatul nostru. Trebuie să mergem să-l cinstim. Și se duceau de câte ori ținea el slujbă și îl ascultau cu evlavie. Și acum a venit vremea să-l răsplătească. Și preotul a spus așa: eu nu am nevoie de nimic, voi sunteți oameni săraci. Mie mi-asigură biserica ce am nevoie. Voi, dacă vreți să faceți bine, când vreți să faceți bine, orice aveți, dați celui care nu are deloc. Și a spus: da, nu, că noi suntem toți săraci la fel și avem aceeași averi la fel. N-are unul mai mult ca altul, n-avem noi cidalul ăla sau ăla nou, că noi suntem egali. Ei, exact cum spune Scriptura, da. Precum în cer, așa și pe pământ, toți să fie una. Și atunci a zis așa: fiecare, o părticică cât de mică, puneți-o la poarta voastră să treacă cineva să o iei. Nu lua nimeni, că fiecare se gândea: bă, ăla e mai sărac decât mine, lasă-i ajungă lui. Ăla e mai sărac decât mine, lasă-i ajungă lui. Și încet, încet s-a creat așa un fel de binefacere, că tot ce rămânea duceau la biserică și părintele dădea cu adevărat la ea și mai săraci, care din rușine și nu întindeau mâna să iei. Se gândea: bă, sărac și eu, dar și ăsta e tot sărac. Unul mai hâtru a zis așa: dar eu totuși aș da lui Dumnezeu direct în mână. Dă-i, zice. Pune în fiecare zi de la căprița ta o cană de lapte, pune o bucățică de mămăligă și pune-o în fundul grădinii tale, acolo sub un pom, că Dumnezeu să treacă să o iei. O trec cu prima zi și o găsit o mâncată, a doua zi mâncată, și așa au durat vreo 10 ani de zile. Și ăla era tot timpul bucuros și spunea: părinte, Dumnezeu iar o mâncat din mâna mea, Dumnezeu iar o mâncat din mâna mea, Dumnezeu iar o mâncat din mâna mea. Și el i-a adus toată comunitatea aia la biserică, i-a făcut credincioși. Nu mai era probleme în comunitate. Toată lumea era liniștită, blândă, mulțumită. Misionarul ajungând la o vârstă exagerată, care nu mai putea purta și era nevoie de pensionare, să ducă, de acum avea el nevoie să fie îngrijit, s-a retras în comunitatea de unde a venit. Și a adus un erudit din ăsta, filozofie, doctorate, impresii, figuri, titluri, onoruri. Și ăsta, când a venit și a intrat în biserică și a văzut pe jos icheatră goală, ce asta e biserică, asta e grajd, eu aici nu fac slujbă până nu văd covoare. De unde să-ți aducem noi, părinte, covoare, că noi dormim pe rogojâni? Ce ies cu vasele astea ruginite și mizerabile? Eu nu fac slujbă în astea Domnului, să facă cine vrea. Și încet, încet, toată comunitatea s-a sălbăticit și a început să nu mai vină nimeni la biserică. Dar singurul care venea la biserică era cel care îl hrănea pe Dumnezeu. El a fost convins că trebuie să stea la biserică, că altfel Dumnezeu n-ar mânca din mâna lui. Și într-o zi ăsta, iritat, că pentru el trebuia să mai facă slujbă și să țină un cuvânt, un discurs, că s-ar fi spălat pe mână, Domnule, s-a dizolvat comunitatea, nu-i mai nevoie aici de preot. I-a zis: dar tu de ce mai vii? Păi eu vin, pentru că eu știu că Dumnezeu e aici în comunitatea noastră. Nu știu ce se întâmplă de când dumneata ai venit, că el vrea să plece Dumnezeu aici. Dar eu îmi dau seama că el încă nu a plecat, că mănâncă la mine în grădină în fiecare zi. Ăsta sunt holbale și așa, cum Dumnezeu mănâncă la tine în grădină? Da, și că dacă nu crezi, vin o să vezi.
Și s-au dus seara amândoi, au pus mâncarea acolo și au rămas undeva departe și au văzut cum o hienă chioară își hrănea puiul cu mâncarea din castronul ăla. Ea mâncând și ea și puiul aveau cu ce să hrăni, ea nu putea vâna, că era bolnavă. Și au început să râde, ăsta-i Dumnezeu tău, dihania asta chioară. Și că dacă diavolul a dat să vedeți treaba asta, sau Dumnezeu a îngăduit pentru mândria dumneavoastră, de unii știți că nu Dumnezeu a trimis-o acolo să facă treaba asta azi. Vei merge cu mine la episcop să te reclam, pentru că asta este blasfemie. S-au suit în mașină, au plecat la comunitatea de bază acolo unde e nevoie, i-a primit episcopul pe amândoi, l-a ascultat separat fără să spună nimic pe boier, pe ăsta mare care era acolo nou trimis. I-a ascultat toate plângerile, o rețetă întreagă din neplăceri. Asta e așa, 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 asta e așa. Și a zis, da, ți-ai făcut frumos meseria, te vom avansa la catedră pentru că ești un om desăvârșit din toate punctele de vedere. Misiunea ma ta a încetat. Bine că ne-ai descoperit toate neajunsurile, voi lua măsuri și vom eradica tot ce e greșit acolo. Mergi liniștit, i-a dat hârtia și a făcut treaba cum trebuie și i-a dat drumul să se duc. Și a trimis urgent să vină la el cel care a fost adus pentru înștiințare. Asta i-a povestit, cum a venit preotul bătrân, cum s-a format comunitatea. Și a zis, mă uimește ce mi-ai spus. Am o rugăminte, zice, mâine ca să te pot judeca. Uite, am să trimit un slujitor de-al meu să-ți ducă haine curate, să stai unghiile, să te pieptini, să te îngrijească, să te încalțe, că nu poți apărea așa în fața comisiei de judecate. Ăsta s-a îngrijit frumos, l-au făcut ăștia, l-au făcut țiplă, l-au adus în fața comisiei și a spus așa, nu putem începe judecata până nu facem Sfânta Liturghie. Și la Sfânta Liturghie l-au făcut diacon, a doua zi la Sfânta Liturghie l-au făcut preot și a treia zi l-au băgat în comisie. Și a spus așa, te duci acolo în comunitatea ta și tot ce ați făcut acești 10 ani cu bătrânul vostru, vei începe să faci tu în fiecare zi până aduni toată comunitatea la loc și continui să-L hrănești pe Dumnezeu cum L-ai hrănit și până acum. Deschidem Faptele Apostolilor și căutăm la Corneliu, la casa lui Corneliu, care era postitor și rugător, vrea să îmbrățișeze creștinismul, primește Sfântul Botez, s-a botezat toată casa lui și vine îngerul și îi se arată, poftim, îngerul și îi se arată și ce îi spune? Corneliu, rugăciunea ta și postul tău și faptele tale au fost primite și auzite la Dumnezeu. Deci iată legătura îngerului cu omul de pe pământ. Și o să spună, dar poate că e o corelație. Exact, e o corelație. Deci dacă acelui înger Dumnezeu i-a dat poruncă să se ducă la Corneliu să-i spună că i-a primit rugăciunea, înseamnă că acolo e o lucrare. Mă duc la alt înger. Mă duc la Iacov, profetul din Vechiul patriarhul din Vechiul Testament, care se culcă cu capul pe o piatră, adoarme și în timp ce adoarme vede o scară de pe pământ până la cer și vede suindu-se și coborându-se îngerii lui Dumnezeu pe ea. Ce ne spune nouă Scriptura despre aceasta? Să căutăm în Noul Testament, aici vorbim de Vechiul, ca să vedeți corelația. Nu batjocoriți pe niciunul din cei mai mici ai voștri, adică nu-ți bate joc de nimeni, orice făptură, că-i slugă, că-i stăpân, că-i rob, că-i slobod, că-i amărât, că-i sărac, că-i umilit. Noi nu avem dreptul să declasificăm. Te simți tu jenat că-i sărac? Ține un metru distanță și așa se povestește acum de distanța socială, sau cum spune, distanța personală, are o denumire care... Socială. Cred că așa îi spun, da. Ei... Ți se pare că l-ai bogat și simți măcar din umbră să-ți faci o poză, să-i se vadă și umăr, lui fă-ți-o, n-are nimic împotrivă. Aici e vorba de altceva. Îngerii lor pururi văd fața lui Dumnezeu în cer. Ce fac îngerii aia de văd fața lui Dumnezeu în cer? Au 3 mari misiuni. 1. Duc la Dumnezeu faptele bune pe care le-a făcut omul ca să fie scrise în cartea vieții. Vine celălalt demonul și le scrie pe cele rele ca să fie mărturie la înfricoșata judecată. Și tot acel înger aduce mesaj din cer în conștiința omului curat,
ca el să meargă pe calea cea dreaptă. Și ce înseamnă? O să spuneți, păi dați-mi un mesaj adus de înger pentru om pe calea cea dreaptă. Ești la magazin, da? Și în fața ta e o bătrânică și nu-i ajung 10 lei să-și plătească marfa. Tu îi întinzi 10 lei, ăla e mesajul de la înger, de la Dumnezeu, pentru că tu, având credință, ai făcut o faptă bună, aia deja s-a scris sus. Cineva e bătrân și bolnav, l-ai lăsat în fața ta, deja sus s-a scris. A ieșit de la magazin și cineva a întins mâna, e foame și tu zici, bă, dacă aș fi în locul ăla, hai să-i dau o pâine. Și tu îi dai o pâine, ăla s-a scris sus. Deci, iată rolul acestor îngeri pe care noi îi cinstim și nu mai vorbim de Arhanghelul Gavril, care vine și vestește Fecioarei Maria și aduce crinul din rai, pe care în momentul în care Fecioara îl primește și îi simte mirosul, cade definitiv de acord, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău, și primește misiunea divină a întrupării. Nu mai vorbim de Arhanghelul Mihail, deci care vine și se plimbă sub formă de stea la nașterea lui Hristos, pentru că ea nu era o stea neapărat de pe orbită, era o stea cam obraznică care umbla pe cer cum vroia ea, când apărea, când dispărea, care vine și arată locul unde este pruncul Iisus. Vorbim de îngerii care vin și le spun la magia, care era păgâni, n-aveau nicio treabă. Vedeți că îngerii nu selectează oameni, că sunt ortodoxi, că nu sunt ortodoxi. Inima contează.